pe grup? Am mai pus Aia încă nu. o dată, da, am mai pus încă o dată o postare cu link-ul de Zoom. Sper ca a doua postare să se vadă măcar. Și o să, mă rog, pe măsură ce mai povestim, o să mă întorc să mai fac un refresh la postarea cu pricina. Să Băi, dăm un ai scris o comment, ceva. carte! Ai scris o carte întreagă! Da, și pe mine m-am mirat. A durat ceva. Și mintea ta? Ce te-a apucat? Ei, eu voiam să scriu de mult. Adică scriam de prin liceu jurnal și abia după ce am terminat facultatea, numai o secundă să-mi... Gata, mi-am scos chipul, că nu-mi place să mă văd când vorbesc. Să-mi ziceți dacă se defocalizează, că se mai defocalizează la webcam și arăt ca o fantomă, așa, fără trăsături faciale, dar îmi ziceți dacă se întâmplă. Ești întreg, ești bine, te păstrăm. Super, super. Alex, Alex, scuză-mă, dar să știi că nu o să facem ca în carte, nu o să te scoatem din ședință, așa, Da, da, fac capadina. Dar tu poți să ne zici asta dacă vrei și simți. Nu, Autorul nu. are voie să facă spoilere, să știi. Bun, să revin. Scriam mult jurnal în liceu, cu exprimări de-alea siropoase, adică foarte cringe, așa, când recitesc, îmi trebuie curaj, așa, să văd ce prostii puteam să scriu, dar nu regret, adică e o parte din dezvoltare, să zic așa. Și la un moment dat, nu mai știu exact cum a venit interesul ăsta pentru proză. Cred că l-aveam de undeva din liceu, pentru că mi se părea foarte tare că există, mi se părea foarte tare ce fac scritorii, că există oameni care scriu, dar și aici zic foarte serios, adică nu crezi că o poveste de asta de trecut să sune mișto, dar nu știam că mai poți deveni scriitor, nu aveam, deci era, cred că printre a 11-a, 12-a și mi se părea, băi, cât de tare e să fii scriitor, dar nu-mi imaginam că mai pot să fii scriitor, pentru că Nu-mi imaginam că mai sunt și vii. Erau. Exact. Părea o chestie de, nu știu, pentru că nu sunt autor contemporan deloc în programă, poate Mircea Cărtărescu și aia pe final de semestru 2, când deja nu prea mai vine nimeni pe la școală și s-au dat toate tezele și nu mai face Oricum nu e nimeni. în programa de bac, probabil, da. Și asta, exact. Și am început să mă duc la cursuri de astea de scriere creativă și asta a fost o surpriză pentru mine, pentru că nu știam că există oameni care fac așa ceva și cred că am început cu un curs pe la Fundația Calea Victoriei. Ținea o fată, Alice Dumitrescu, sper că mi-amintesc bine. E ceva pe cultura japoneză specializată. În fine, și după aia am ajuns pe la cursurile astea, care sunt destul de standard. Primul meu curs a fost cu Marin Hondrari. Ăla a fost un curs foarte mișto, a fost pentru începători și cred că m-a scăpat de multe probleme pe care le-aș fi avut dacă aș fi continuat așa de capul meu, pentru că când te-a pus să scrii, majoritatea suntem foarte naivi în sensul de genialitate. Adică, băi, eu trebuie să mă apuc să scriu că eu am povestea asta genială, eu am condei, eu am... Și dacă ești ca 99% din oameni, scrii prost și scrii prostii, doar că tu nu poți să vezi prostiile alea. E chiar documentată chestia, e sindromul ăla Dunning-Kruger, în care cu cât, adică când începi, tu nu ai instrumentele necesare să-ți evaluezi capacitățile și tendința e să supraevaluezi, să crezi că ești chiar mai bun decât un expert. Și interacțiunea cu Marin m-a salvat de multe
de multe naivități de asta și mi-a potolit un pic și, nu știu, orgoliul ăsta naiv, iluzia asta că ești genial, că ceilalți nu te înțeleg, că citesc oamenii textele pe la cursuri și zic, băi, asta nu-mi place, asta nu-mi place și cumva tendința este să zici că nu înțelegi tu, adică nu mai da feedback că nu înțelegi. Dar Ești într-o blicuțintă. exact, da, exact. Da, și da, după aia am fost pe la un atelier cu Florin Iaru, unde doar citeam prozele celorlalți, am trimis și eu prozele mele și mi s-a părut super util să citesc prozele altora, pentru că cu ceilalți ești foarte rău, cu tine ești foarte bun și ești foarte rău cu ceilalți și vezi niște greșeli monumentale și vezi ce prost scriu oamenii ăia. Și după o săptămână vezi și tu aceleași greșeli în proza ta. Desigur că le recunoști așa, un pic îmbujorat, pe jumătate, dar le recunoști. Mi s-a părut super tare exercițiul ăsta să văd greșelile mele la alții. Și tot scriind, tot, nu știu, primind feedback, etc., m-am apucat de cartea asta, care a început ca o proză scurtă, pe care am trimis-o la am trimis-o la un concurs de povestiri la Ref de Pov și după aia am continuat să scriu pentru că mi s-a părut că e chiar primul capitol. Bine, l-am mai modificat de atunci, dar am continuat să scriu pentru că mi s-a părut că are o respirație de novelă sau roman, povestea respectivă și cumva se cerea continuat așa. Și cam asta e un scurt tratat, un scurt istoric despre cum am ajuns la cartea asta. Hai să vedem cum a ajuns cartea ta la scriitori, auzi, la cititori. De asta ne-am adunat aici. Nu întreb cine a terminat cartea, dar măcar cine a început-o. Cine are o părere despre ea, cât de cât. Cine e în publicul țintă, vorba lui Alex. Și că dacă nu Deci, sunteți, nu dați trebuie să am grijă, deci să nu dau spoilere, nu? Nu, Adică să înțeleg că nu a citit toată lumea. nu. Noi suntem prieteni cu spoilerele, poți să dai Foarte liniște. prieten cu spoilerele. Ok. Nu dai tu, da, dăm noi, adică nimeni e Cineva ok. o să aibă grijă. Hai, Adina, încep tu. Păi, îmi place foarte mult titlul cărții. Îmi place mult titlul cărții. Nu, acum, serios, chiar îmi place titlul cărții, dar voiam să zic că foarte tare îmi place finalul. Și când am citit acolo, păși înainte și început. Pentru toți cei care nu știu finalul, vă lăsă permit. Permiteți-mi să vi-l zic. E regulă pentru toată lumea. Păși înainte și început să îngâne un cântec. Serios? Așa, așa de bine l-ai... Mie îmi place să se întâmple asta în cărți. În viața reală nu. În viața reală nu facem așa. Dar în cărți îmi place să omorâm cu stil. Știi? Să fie omorâți oamenii cu stil. Și tu ai făcut-o cu stil în cartea ta. Mi-a plăcut foarte tare. Cred că în momentul în care am citit cartea și am ajuns la porțiunea cu Revelionul și cu ce simte Andrei... Pentru mine aia a însemnat toată chintesența povestirii, cumva, știi? Adică singurătatea lui și la un moment dat el zice problema nu era că eram singur, ci că mă simțeam singur, știi? Și de acolo mi se pare cumva că derivă toate și nevoia lui de conectare care este neîmplinită. Îmi place foarte mult cum a exagerat treaba aia cu colegii de la muncă și cu toate situațiile alea penibile, adică îmi venea să râd. Voi, serios, sunteți normali la cap? Se întâmplă asta? Sunteți anormali. Na, și prin tipa asta, Maria, nici aici nu se concretizează nimic și simte că nu este apreciat și că nu este niciun. Alea și pentru ele rosul. Da, așa este, așa este, așa este. Gata. Poftim? Era un microfon deschis undeva și am rezolvat. Zia din. Da. Cred că o să las și pe altcineva să vorbească. Mi-a plăcut cartea ta. Mi-a plăcut finalul, repet, chiar mi-a plăcut finalul și mi-a plăcut așa că mi se pare că a fost cu stil. Ai dat-o așa cu stil și cu versurile alea atât de potrivit și îmi place că nu l-ai salvat.
Mă bucur că nu l-ai salvat. Mersi, mersi. Înțeleg Da, că nu l-ai salvat. Nu merita, practic, adică... pot. Eu pot să intru în dialog cu Nu, cititorii? n-ai voie tu, doar tu și absolut mai parte cea care sigur că da, absolut. Voiam să zic că nu e. În final, nu e neapărat vorba de o sinucidere, poate fi, dar eu am lăsat câteva indicii acolo prin care vreau să arăt că nu e vorba de o sinucidere. Pentru mine, intrarea aia în mare din final e mai degrabă un botez, să zic așa, în sensul că el, în penultimul capitol, pentru prima dată are un soi de independență, să zic așa, nu mai e atât de disperat. Și cumva am vrut să marchez schimbarea aia prin intratul ăla în apă, dar sigur că poate fi interpretat și așa. Și marele indiciu e în primul paragraf din ultimul capitol, când el este în balcon și privește către asfalt și e speriat de ideea sinuciderii. Acolo e principalul indiciu. Și legat de discuțiile alea de la muncă, să știi că n-am exagerat prea tare, în sensul, eu am lucrat vreo 4-5 ani în domeniul ăla și vreau să zic că pe locuri am mai scos, adică niște chestii care, deși se întâmplă în realitate, nu par credibile în proză, pentru că sunt prea exagerate, iar, n-am, proză trebuie să fie credibil, trebuie să fie verosimil. Adică degeaba mi se întâmplă mie, nu știu, acum poate mi se întâmplă o chestie fabuloasă și mă apuc să o scriu, dar apoi, nu știu, vă trimit să citiți și nu mă crede nimeni. Și eu zic, păi da, dar uite, chiar mi s-a întâmplat. Who cares? Fiți sănătos. Da, deci chestiile alea nu, sunt niște dialoguri... Eu știu că par exagerate, dar pot să garantez pentru, cum să zic, veridicitatea acelui discurs, acelui tip de discurs. Nu știu dacă mai sunt oameni care se învârt în domeniul ăsta, dacă au avut interacțiuni de genul. Oh, ba da. Eu pot să înțeleg că nu sunt exagerate și că se pot întâmpla sau am putut să înțeleg asta progresiv pe măsură ce am citit, doar că la un moment dat, în momentul în care el intră în acea ședință în care urmează sau nu urmează să-și dea demisia, se întâmplă o chestie din asta că tipa aia, una dintre colegele lui, ia apărarea celei cu care Andrei avusese o discuție. Și în momentul în care ia apărarea, aia sare repede și spune că, mamă, că mă simt așa de rănită, că ceva de genul, știi? Și mi se părea, băi, dar a fost doar o discuție între doi oameni normali, raționali, adică aia mi s-a părut dintr-o dată prea mult, adică am putut să accept până acolo, dar când a dat-o pe aia am zis, și înțeleg de ce a reacționat Andrei așa, cu tastatura, cu toate cele, cu... Mă rog, eu atâta mai vreau să zic, atâta mai vreau să zic, Alex, că în capul meu, știi că suntem cititori și perspectivele noastre sunt diferite, că este firesc Clar, să fie clar. așa, dar în capul meu, mie mi-a plăcut, adică cred în continuare că l-ai omorât și eu sunt satisfăcută. Sau chiar dacă nu l-ai omorât tu, s-a omorât singur pentru Adina, dă-i voie. E ok. Adică e un final posibil. E varianta posibilă. Eu voiam să zic doar că există și cealaltă posibilitate. Și mi se pare că ai punctat o chestie foarte mișto. Eu cred foarte tare în rolul cititorului în orice carte. Și asta nu o zic din perspectiva scriitorului care își dorește să te citească omul, să te pună lumina aia perfectă, să... Nu, o zic din perspectiva unui om care citește și eu personal încerc să vin cât mai mult spre omul ăla care scrie, pentru că mă gândesc, băi, sigur omul ăsta are ceva să mă învețe, dar poate trebuie să vin și eu spre el. Sigur, la un moment dat nu vine nimic, dar măcar încerci. Mă Și zi, scuze. gândeam în capul meu cu tot cu indiciul ăla, era și mai tare să-l omori, adică mi-ai dat indiciu,
Ai zis că nu are curajul să se omoare și totuși se omoară. Ia-o pe asta, mi-a plăcut. Era bad, nu acum știu ce face. A fost un accident. Magdalena e cu mâinile pe sus. Hai, Magda. Eu vreau să zic că da, Dina s-a omorât. Care, cartea pe care ai citit-o tu, așa s-a terminat. Nici eu n-am simțit că a fost o sinucidere, ci am simțit că în sfârșit cumva își acceptă soarta și se împacă cu rolul lui de singuratic, cu toate că e ciudat, pentru că ființa umană e făcută să trăiască în societate și să aibă oameni în jurul lui și atunci când îl izolezi, de fapt se întâmplă mai multe lucruri, adică prima dată el se cunoaște pe el și își dă seama de ce e el capabil, după aia se sperie, dar are nevoie să fie înconjurat de oameni. Și după ce trece prin toată perioada asta în care își dă seama că de părinții nu e apropiat, iubirea este așa cum este, prietenii sunt și ei superficiali, la muncă lumea e incredibilă, tot ce se întâmplă este domeniul inimaginabil lui, adică poți să scrii o carte, ceea ce ai și făcut. Așa. Te duci pe stradă și pune și homeless-ul ăla cu care te mai întâlneai din când în când și îți vorbea, nici ăla nu e acasă când îl cauți. Așa. Până la urmă omul își soarta, adică eu așa am luat-o. Se duce și spune no, știi, asta e, o să trebuiască să învăț să trăiesc cu mine și se la vii. Mie mi-a plăcut foarte tare cartea. Eu i-am scris și, adică i-am scris și lui Alex că am halit-o așa într-o zi, pentru că n-am mai, adică eram mega curioasă și mi se pare că e un scris simplu și curat, care te ține și în același timp mi-am dat seama că mi-a plăcut pentru că am avut emoții, adică m-a creat, nu știu, mi-a creat indignarea aia când am citit dialogul de la muncă. Mi-am dat seama că personajul este sufletist, are grijă de oamenii mai săraci, în același timp nu este cinic, în sensul că chiar dacă job-ul e job și ți-aduce o pâine pe masă, cât poți să suporți? Adică la un moment dat, știi, poți să pari orice în fața oricui, dar nu știu. Știi? Până aici, oricât de lipsit de scrupule ești, știi, sunt unele lucruri care, băi, gata, duceți-vă naibii, toți sunteți niște proști, știi, până aici totul. Mi-a plăcut până și partea aia cu iubirea, când ai dat un clișee din alea, mamă, și s-au văzut și s-au îndrăgostit și s-au iubit și era Maria, the one, adică e ce se întâmplă în viața reală, știi? Chiar așa se întâmplă, câteodată lucrurile rămân în pom, câteodată habar n-ai dacă ea te vrea sau nu te vrea. Nu știu. Și îmi place foarte mult, Alex, camera în care ai scris că ai fost izolat în pandemie. Cred că este Nazmita. Glumesc. Glumesc. Nu am pus asta. Nu. Când s-a conectat, îmi imaginam, aha, acolo era unde aruncat tastatura, cam trebuie să fie balconul dacă mută un pic camera. Nu, dar eu m-am mutat de vreun an de zile în Brașov. Dar am locuit în sectorul 4 în București, vreo 10 ani. Alergam pe acolo, pe lângă Asmita, veneam și la work class acolo. Deci mi-am imaginat tot. Delta Văcărești, blocurile înalte, podul. Adică am vizualizat tot ce ai descris acolo. Ai adresa și... lor, nu știi cum să o cer. Da. Asmita Gardens, Magdalena. Da, o știu. Da, e foarte mișto. Mi se pare că ai făcut o treabă excelentă, felicitări. Mie mi-a fost o experiență foarte mișto și abia aștept să văd ce mai scrii în continuare. Mersi frumos. Să știi că nu, n-am stat niciodată la Asmita. Acum stau la Obor, deci e o diferență colosală. Dar am stat într-o perioadă pe la Mihai Bravu și mai mergeam pe acolo prin Delta Văcărești și mi s-a părut un loc bun pentru poveste, locul ăla de la Asmita. Cumva se potrivea pe tema poveștii, care e singurătatea.
cumva te izolează înălțimea aia și apoi e și delta aia care pare ușor pustie, pare ușor veștejită, sper că am declinat bine. Adică i-ai prezentat așa ca o chestie turistică, bă, ce mișto e și chiar e mișto, având raportându-ne la faptul că nu prea avem verde deloc în București, dar nu știu cine a fost în Delta, nu e chiar așa de wow, adică E mișto doar dacă o vezi de la ultimul etaj de la Asmita, să știi, altfel să poate ai nu curaj știu. să intri în ea. Aici a fost să contrazic un pic, pentru că făceam ture cu bicla prin Delta și e o perioadă a verii în care nu imaginai, la un moment dat și un fel de căsuță lângă o mlaștină făcută, dar nu-ți poți imagina că într-o asemenea mizerie și într-un asemenea dig, că noi coboram bicicletele pe niște scări, adică era Da, foarte da, greu să da. le coborâm, așa, nu-ți poți imagina că poate să existe așa o vegetație. Deci, efectiv, natura ne spune cât de cretini suntem. Într-o parte aruncă oamenii gunoaie și în altă parte, nu știu, cresc păsări și o vegetație asta foarte înaltă și niște drumuri șerpuite, cum nu cred că mai găsești în București. Adică este și o parte drăguță, dar sunt sigură că se întâmplă și lucruri nasoale prin altă parte. Subscriu, Adică eu... subscriu. Și eu alerg în fiecare zi și chiar merg în fiecare zi pe acolo, iarna mai puțin. Dar e un loc fabulos, într-adevăr. Și nu e mizerie. Și sunt foarte multe păsări. E mult praf, în schimb. Dar ar trebui să faceți o incursiune. Are un aer special, văzută din diverse părți. Delta are un aer special. Sunt lebede. Și Dacă cred că mergeți în loc în loc sunt niște indicatoare cu ce păsări găsești, adică... Da, exact. Și copaci, la fel, și sunt câteva descrieri și ale unor copaci preponderenți în Delta. Mergeți cu copiii, e o incursiune foarte faină. Poate facem un book club fizic cu autorul mai la vară, așa, în Delta Făcărești. Da, eu am fost în Delta de multe ori, adică și eu tot așa am alergat, am fost cu bicicleta, m-am plimbat și chiar e foarte, foarte fain, dar ziceam că e relativ la București. E foarte fain, dar relativ la alte spații verzi, nu mi se pare așa wow. În sensul ăsta ziceam, dar sigur, e fain, e fain, adică nu zic, mai ales având în vedere că nu prea avem mare lucru pe zona asta de spații verzi, mi se pare foarte, foarte mișto Delta Văcărești. Eu zic să ne întoarcem la carte, că pare că suntem puțin suntem mai mult în grupul țintă pe poveste. Ok. Cine mai are o concluzie legată de carte sau cine a mai citit? Am văzut-o pe Ioana că s-a întins. Te-am văzut bine, da? Da. Am citit-o într-o zi, tot așa. Îți dai seama că titlul m-a atras imediat. Am zis, ba, eu sunt una din asta. Unul dintre animalele care lucrează de acasă. Punct. De vreo 20 de ani. Și e simpatic așa cum e percepția asta despre oamenii care lucrează de acasă, că sunt super alienați și însingurați și oricum trăiesc o parte dintre lucrurile astea și e adevărat. Dar sigur e și o percepție și ține de fiecare și nu e o regulă generală, dar ești tentat să vezi ce se întâmplă cu băiatul ăsta și faptul că ești curios să duci cartea asta până la capăt și curge foarte repede, e clar că ai făcut o treabă bună pentru că altfel ai lăsat cartea. Zici, bă, ce cu ăștia, cu nebunii ăștia pe aici care se înjură la muncă, se înjură acasă, nu prea mai vor să o mai ducă în viață. Și mie mi s-a părut că ai vrut să introduci puțin, la început am mai simțit asta cu ideea sinuciderii la el, dar mie finalul nu mi s-a părut din potrivă. Eu l-am văzut ca pe o eliberare a lui, în care și-a băgat picioarele efectiv și în apă și în life și a zis, fac ce vreau eu. Partea cu ăsta american, cei de la firmă, nu?
pentru că sunt americani și am prieteni care locuiesc în America de ceva vreme, nu că e credibil, e fucking credibil. Ei așa sunt. Și mă bucur din nou că suntem încă într-o lume în care, bă, nu știu, mă dau încă jos din pat și oarecum pace și că suntem așa alienați, dar încă semi-întregi la cap că nu avem aceste, bă, prejudecăți atât de mari. Dar probabil că nici nu ne punem problema atât de mult a transgenurilor A astea, fără atât de multe cu fișinii. sutele de care nu știam. Bună documentare, mulțumim pentru asta. Sunt lucruri de care habar n-aveam. Am avut senzația la început, bine, probabil că am citit despre povestirea ta, că ai scris-o într-un, nu știu dacă pe copertă sau undeva, am Pe citit, copertă, da. da, că ai început cu ea. Am avut, așa, știu eu, până la sfertul cărții, senzația că este formată din povestiri pe care tu le-ai adunat în jurul unui personaj, dar mi-am dat seama pe parcurs că tu le-ai legat cu un fir roșu de toată treaba asta cu el și mi-a plăcut cum a curs. Mie mi-a plăcut mult finalul, tocmai din cauza că eu l-am perceput așa, ca o eliberare. Mi-a plăcut limbajul, ai dat-o direct, place chestia asta. Bine, bine, eu vreau să știu dacă mai crede cineva că a murit omul ăla, dacă crede că cineva Nu, l-a... doar tu crezi asta, Adina, dai seama, da? Alex, sunt singura care a văzut ceva mai mult în cartea ta, asta să-ți fie. Este singura profundă din acest grup. Adina e în public cu ținta next level. Exact, da. N-a Da. lucrat destul de acasă, n-a lucrat destul de A lucrat acasă. destul de acasă, da. Apropo de chestia asta cu prima proză, prima, mă rog, povestire scrisă ca proză scurtă, care a indus-o pe Ioana în eroare crezând că e o colecție de povestiri, eu mi-am furat-o la Remus Boldea. Știu că am ascultat podcastul. Ți-ai dat seama la jumate că... Băi, dar are sens chestia. Și de atunci mă uit foarte atent și aici scrie roman, știi? Roman, Zic, da, ok, exact. știu ce citesc, it's Exact. Și eu fac același ok. lucru. Mă uit la copertă, văd unde e așa, bă, traducătorul și dacă e roman sau proză scurtă, am această... Da, n-am intenționat, adică nu le-am scris izolat să fie proze scurte, dar într-o bună măsură înțeleg perspectiva, dar sunt capitole, mai ales pe la, nu știu, pe capitolul 2-3 încolo, care nu mai au sens, adică nu mai pot fi citite independent decât dacă știi ce s-a întâmplat anterior. Exact, cam acolo am simțit și eu că, ok, ele chiar se leagă și nu pot fi scoase din context. Mă bucur foarte tare că ai zis la început că chestia asta cu singurătatea lucratului de acasă e o percepție și mi se pare important să punctez că așa e doar o perspectivă, adică sunt oameni pentru care funcționează foarte bine lucratul ăsta de acasă și cartea asta nu e, adică nu e un manifest, că am mai văzut foarte izolat oameni care au perceput că necitind neapărat cartea, doar din titlu, că am ceva cu lucratul de acasă, că vreau să-l desființez, că vreau toată lumea la birou de mâine. Nu, e, pur și simplu e perspectiva acestor oameni care într-adevăr se simt foarte singuri lucrând de acasă și asta pot să garantez și să vin și cu experiența proprie că chiar te simți foarte, foarte singur lucrând de acasă. E un fenomen și, adică și dacă scrii pe Google, nu știu, loneliness, remote work, o să-ți apară o groază de articole cu nu știu ce studii, că oamenii se simt mai singuri. Deci e doar perspectiva acestor oameni, adică nu este o critică a lucratului de acasă, în sensul că am un scop să, nu știu, să fiu tezis, să le zic oamenilor cum să gândească legat de lucratul de acasă. Nu, este doar experiența, doar perspectiva asta singurătății.
Și la fel și cu discuțiile astea LGBTQ din carte. Adică aici chiar am vrut să am cât mai mare grijă să nu fiu tezist, adică să dau și punctul de vedere opus. Chiar am încercat să construiesc cu cât mai mare atenție ambele puncte de vedere, iar cititorul, nu știu, alege, adică nu e treaba mea neapărat să ce alege cititorul, e treaba mea mai degrabă să nu fiu tezist, să nu spun omului cum să gândească, să, băi, uite, gândește, asta e problema, gândește așa. Pentru că miza mea a fost alta, miza mea a fost să scriu o poveste despre singurătate și nu mă apuc acum să scriu, nu știu, manuale de gândire, să zic așa. Să știi că mie tocmai asta mi s-a părut tema principală, în singurarea, nu neapărat singurătatea, în singurarea în toată lumea asta și în tot mediul ăsta pe care îl folosim în virtual, că lucrăm de acasă sau nu, mie mi s-a părut la fel, pentru că asta mi-a transmis mie toată cartea, indiferent de unde lucra fiecare și ce viață avea, de fapt era în singurare în toți, în toate personajele, din toate direcțiile. Asta așa am simțit, nu singurătatea în sine. Da, acum îți dai seama că odată ce ai pivotul central al cărții, acum vorbesc ca scriitor, adică știi despre ce e povestea, cumva croiești tot în jurul acelui pivot. Adică dacă scriu o poveste despre singurătate, cam totul trebuie să susțină pivotul ăla ca tu să-l poți livra, să spun așa, mai ales la nivel emoțional. Asta de la stil, adică, spre exemplu, stilul minimalist, mai de film, în care nu intru decât foarte rar în gândurile personajului, tot de aia este ales, tot pentru că am vrut să scriu o poveste despre singurătate. La fel, cum ai zis, diferite personaje, adică le-am croit tot având în minte pivotul ăsta de singurătate. E foarte cinematic, apropo, dacă ți-ai propus stilul ăsta minimalist în ideea asta, să știi că e foarte cinematic. Bine, probabil că pentru că tu faci lucrul ăsta și... Are legătură și cu cariera ta de scenarist. Exact, da. Deci e super cinematic. Eu n-am fost în Delta Bucureștilor, dar am vizualizat absolut tot și baraca și moacele tuturor și figura Mariei și da, tot locul ăla și blocul și acasă la părinți. Știi cum e, ai viziunea aia în care vezi și bibelourile alea cu mileul de acasă la ei. Și hotelul în care n-am fost în Târgu Jiu și am văzut hotelul cu prostituatele și camera, da. Cred că marea diferență dintre film și proză e că în film nu poți intra în gândurile personajului și în proză poți. În film vezi pe ăla că e nervos, că sparge o farfurie de perete, dar nu știi exact ce are în minte și cumva trebuie să deduci. Și modalitatea asta de a povesti, de a vedea o poveste, mi se pare într-o măsură utilă și pentru proză. Adică să vii cu gândul interior al personajului mai rar, în așa fel încât să-i mărești impactul. Adică dacă stai mereu în gândul personajului, ceea ce e perfect ok pentru foarte multe tipuri de proză, de poveste. Eu vorbesc mai degrabă despre povestea asta. Adică dacă stai foarte mult în gândurile personajului, devine o obișnuință și cititorul nu mai percepe ca pe ceva nou, cu impact. Așa, dacă tu povestești mai mult sau mai puțin din exterior, iar la un moment dat ăsta are o răbufnire sau un nu știu ce gând filozofic sau nu știu ce, impactul e altfel, impactul e altul, are puterea noutății, să spun așa. Și mi s-a părut potrivit stilul ăsta pentru proza asta.
Vreau să te întreb, ca să rămânem puțin în zona asta, te-ai jucat puțin cu perspectiva narrativă, adică ai gândit cumva povestea asta și la persoana întâi? Cumva într-un anumit punct al poveștii sau... Da. Am și încercat să scriu la persoana întâi povestea asta, doar că mi se părea totul foarte... nu siropos, nu găsesc cuvântul acum în zona asta de bombastic, exagerat. Spre exemplu, în Însemnări din subterană, al lui Dostoevski, e un tip tot așa... Bine, ăsta Andrei nu e neapărat mega frustrat. Ăla e mega frustrat, se plânge, se... Mamă, cât de insuportabil e personajul ăla. Și cu cât un personaj are o tară de asta, un mare defect, mai ales pe, în interiorul lui, e foarte greu de dus în proză. Și să stai acolo în gândurile lui, să-l auzi cum se lamentează în continuu, înțelege, bă, da, are o problemă, dar mai lasă-mă, n-ai mai face că te plângi de la începutul romanului. Și da, mi s-a părut mult mai potrivită persoana a treia și vederile astea din exterior, pentru că dacă ieși foarte mult cu el acolo în interior, nu cred că îi mai simți singurătatea, îi simți mai degrabă, nu știu, lamentările alea, ești prea cu el, așa, din exterior, poți să-l și vezi singur, să zic așa. Uite, tu nu știi, Ioana e din Bacău, Adina e din Brașov, cred că ajută să știi așa că oamenii ăștia sunt de peste tot. Diana zâmbește pentru că știe că mă duc direct la ea acum, la Chișinău. Și vreau să întreb dacă a apucat să citească, dacă n-a apucat să citească, it's fine. Eu am pus cartea în librărie în care ai fost tu, am pus-o față și a stat tot timpul ăsta față și eu treceam pe lângă ea și zicea, să nu uit să o iau cu mine să o citesc. Diana este... O știi pe Diana, Alex? Nu cred. Nu cred. Diana este PR la Cărturești Chișinău. Deci ți-a pus cartea în față, asta voiam să mulțumesc. Mulțumesc. Și trece multă lume pe acolo care ia cartea, o deschide și dacă sunt pe alături și eu zic, da, ia-o, da. Dar îți place de Alex, acum te gândești că a meritat să-i pui cartea în față, așa? Sigur, sigur. Zi, te-am întrebat. Da, acum ce să și ziceți, normal că... Noi ne antrenăm în politețe aici. Știi că ai mulți cititori și la Chișinău. Nu știu dacă a ajuns cartea la Raluca. Raluca a ajuns la tine? Băi, din păcate nu. Pe asta n-am găsit-o. Da, știi că eu mă pricep. Raluca e în altă țară. Eu sunt în Suedia și am citit titlul și cu mare interes a fost pentru mine. Adică e un subiect care mă interesează și direct, fiindcă am făcut și eu asta și din păcate pentru mine n-a fost cel mai bun mod de a lucra. Cred că depinde foarte mult și de personalitate, dincolo de perspectivă, știi? Deci dacă ești un om mai sociabil, care ai nevoie și te încarci de energie cu oamenii din jur, atunci lucratul de acasă te pune pe jos. Adică cam ăsta a fost cazul meu, știi? Din punctul ăsta de vedere, chiar vreau să o citesc, dar trebuie să ajung în România pentru asta. Da, urmează, în februarie urmează. Așa că să sperăm că o găsesc la Cărturești sau pe undeva. O să apară și e-book. Ba nu, deja a apărut. Deja a apărut, dacă a apărut, e-book. Atunci mă uit. Săptămâna trecută. Știi cumva pe ce? Cred că doar pe Libris. Ok, o să mă uit. Deci m-am uitat, eu mă uit după e-book-uri de obicei, când mai ales la autorii români, dar pe asta n-am avut noroc, ca să zic așa. Autorița șefă când e vorba de e-book-uri, ea găsește orice. Eu le găsesc, da. Vreau să te întreb, nu știu dacă eu n-am intrat chiar de la început și nu știu dacă ți-a pus cineva întrebarea asta, Alex. Vreau să te întreb cum de ai atacat subiectul ăsta și dacă are vreo semnificație apartă pentru tine. Adică pivotul ăla central, cum ai zis tu. Am lucrat cred că vreo 5 ani de acasă.
Și încă lucrez de acasă. Am lucrat și eu tot pentru o companie americană și cumva e mai ușor în general ca artist, mai ales ca debutant, să te legi de experiențele personale și să pleci de acolo. Cumva pentru mine e foarte important elementul ăsta de autenticitate în artă, fie că scrii, nu știu, fie că ești actor, muzicant, orice. Mi se pare importantă chestia asta de autenticitate mai degrabă decât de, nu știu, să zic, de frumos. Adică e mai bine să fie autentic decât să fie frumos. Și cumva mi-a fost mult mai ușor să plec de la mine, să spun așa, și să construiesc o poveste de acolo. Dar, firește, experiența personală e un prim mic pas, pentru că apoi vine un volum foarte mare de lucru, chestii pe care trebuie să le faci ca prozator, ca chestiile alea să funcționeze în proză. Pentru că, cum am zis și adinaur, degeaba se întâmplă anumite chestii în viața reală dacă ele nu funcționează în proză. Și da, așa am scris povestea asta. Mi s-a părut cumva s-a nimerit într-un fel să fie și relevant. Să fie relevantă tema asta de a singurătății lucratului de acasă, discuțiile astea de corectitudine politică, pe care nu mi le-am propus. Ele au fost parte din mediu. Eu am fost chitit să scriu o poveste despre singurătate și am ajuns cumva cu personajul, ca să zic așa, cu povestea în mediul ăsta, iar partea asta e o componentă din mediul respectiv și sigur e și o sursă de conflict dramatic, adică e într-un fel mană cerească pentru cineva care scrie povești, că într-o poveste, nu știu, clasică, să spun așa, dacă n-ai scene dramatice, n-ai nimic. Adică dacă n-ai o scenă de tipul A vrea ceva de la B, B nu vrea să-i dea, practic nu se susține scena respectivă. Și cititorul întotdeauna simte. Adică nu trebuie să știi principiul ăsta. Îl știi, nu știu, ca și cu muzica. Adică nu sunt chiar afond, dar unele melodii îmi plac, altele nu-mi plac. Așa și cititorul, adică citește o scenă sau se uită la un film și știe dacă e bun sau nu, dacă îi place sau nu, dacă e... Da, okay. Deci cam asta au fost motivațiile. Mulțumesc. O să aștept să-l citesc, până atunci n-am ce... Le ascult pe fete doar. Până atunci ne mai ducem mai departe, uite-o, mai văd pe Cami cu camera deschisă. Cami e din București. Uite, avem și pe cineva din București, dar nu știu dacă ai apucat să citești, Cami. Ba da, am citit, am și terminat aseară. Eu nu sunt din categoria oameni care lucrează acasă, eu n-am fost niciodată, pentru că eu știu că nu o să-mi placă. Și am zis de la început că eu nu voi accepta să fac asta. Iar în pandemie n-am avut job, așa că n-am avut nici măcar ce să lucrez. Dar partea cu singurătate mi se pare, mi-a plăcut când ai zis mai devreme că de fapt singurătatea nu e doar în lucratul de acasă, singurătatea e oriunde e la tine și cumva în asta m-am regăsit în carte și mi-a plăcut și la fel ce zicea și Ioana, mi-a plăcut foarte, foarte mult astea scenele și eu sunt pe vizual, așa că am rezonat cu partea asta foarte mult pe sentimentul ăsta care l-ai dat prin puține, adică prin minimalism, dar de fapt spuneai foarte multe despre spațiu. Și mi-a plăcut asta și eu la fel am văzut sfârșitul ca o chestie ok, s-a desfăcut acel lanț, adică de fapt pentru mine a și fost îmi place să mai îmi scot câte un mic citat din cărți și el a fost, adică momentul când el se uită la mare, pentru mine oricum probabil a fost și asta că marea e vindecare.
Bine, și... cred că a fost și faptul că tocmai ți-ai dat demisia și te-ai... Da, și asta am urmat să zic. Felicitări. Era, era următorul. Mă rog, n-a fost atât de tragic cum a fost la tine, la, în povestea lui Andrei, dar tocmai mi s-a părut că... Adică eu am rezonat cu asta. În momentul când îți dai demisia, nu e de fapt că... Adică nu e... apropo, dacă ar fi fost de sinucid, o faci fără să-ți dai demisia. Adică mi se pare că odată ce e un curaj când îți dai demisia. Adică și am eu așa am văzut-o. Pentru că da, am rezonat un pic. Deși nu lucrez de acasă, dar demisia, da, mi-am dat-o și eu. Și mie mi-a trebuit mult timp să fac, în viața reală, să-mi fac curaj să-mi dau demisia. Tocmai pentru că voiam să lucrez mai mult la cartea asta și nu prea aveam timp. Bine, cred că aveam timp într-o bună măsură, dar simțeam eu că trebuie să am toată ziua. Da? Și ok, mi-am strâns niște economii, calculele mișau, dar întotdeauna mă oprea ceva. Întotdeauna mă oprea ceva și aveam perioade în care îi ziceam... nu știu, managerului, cui trebuia să-i zică, băi, vreau să dau demisia și ăștia veneau, încercau să te convingă, hai că poate funcționează part-time și eu eram, da, sigur, hai să încercăm part-time și după aia peste două luni îmi ziceau, băi, Alex, nu mai prea putem part-time, ce zici de full-time și am revenit la full-time și mi-a luat mult timp să-mi fac curaj să-mi dau demisia. Cred că picătura care a umplut paharul a fost evenimentul ăla cu Bubi, dacă mai știți din roman. Deci chestia aia mi s-a întâmplat mie, dar în altă formă. În sensul că eu scriam cursuri de vizualizare de date. Eu am scris cursuri de programare, Python, statistică, probabilitate. Eu fiind absolvent de filozofie... Bine, învățând chestiile astea, nu? Dar ca background. Și la un moment dat, în cursul ăsta de vizualizare de date, asta se generează cu un cod pe care chiar îl e random, adică nu stai să inventezi de-alea de... Și pur și simplu, la vreo câteva luni după ce am scris cursul ăsta, ne-am trezit cu o reclamație că există codul ăsta, Bubi, pe care eu nu-l văzusem efectiv, mai ales e și obosit, scrie alea, nu-ți place ce faci, stai să mai vezi ce cuvinte posibile ar putea face o ciorbă de aia de litere și cifre din codul ăla. Și da, mie mi s-a părut ușor, mi s-a părut comic. Colegilor americani nu li s-a părut atât de comic. Au modificat, mie mi s-a părut absurd că au și modificat, adică come on. Mi-a scris managerul să clarifice cum naiba s-a întâmplat chestia aia, cum nu știu ce, și i-am explicat, dar mi s-a părut atât de absurdă situația încât ăla pentru mine a fost declicul, cum ziceam, picătura aia care a umplut paharul și după aia mi-am dat demisia, adică simțeam, nu știu, într-un fel că parcă îmi bat joc de mine, nu știu, tot persistând în situația asta și da, nu aveam curaj să-mi asum niște riscuri și cumva, asta e toată chestia la demisie, să-ți asumi riscul. Că după ce ți-ai dat demisia, adică e un element de risc care te nebunește un pic înainte, iar după ce îți dai e un pic și mai mare. Dar mi-am zis, băi frate, chiar trebuie să-ți asumi riscuri. Bine, nu vreau să fiu clișeic, băi, trebuie să riști în viață. Dar cumva, adică la un pol e nu riști deloc, ești super conservator în tot ce faci, iar la alt pol ești super haotic, super nebun și îți girezi cu apartamentul să scrii un roman, știi? Adică asta n-am făcut-o, dar cumva trebuie să fiu un pic pe la mijloc, cred eu. N-a făcut noi cu chirie. Asta am zis și eu, Liv, dar eram pe mute.
Da, să începem cu mașina, nu încep cu apartamentul. Depinde cât de lung e romanul, Alex. Și unde mai dormi dacă ai mașina, vezi? Și cât de repede scrii. Păi o să dormă ca Maria în mașină. Păi asta e, dacă dă mașina, unde dormi? Corect. Da. Deci tu doar cu asta te ocupi acum? Nu ai un job. De vreo 2 ani jumate nu trăiesc din economii, dar sunt foarte, foarte, foarte pe final cu economiile. Și am încercat pe zona asta de editare video, colorizare, n-am prins exact proiectele care mă interesau pe mine, adică niște chestii de-astea ultra comerciale care nu au sens, în sensul că mai bine mă apuc de ce făceam, măcar câștig un ban ca lumea, aici nici nu câștig bani mult și... Măcar mai faci niște economii pentru un copil. Asta a zis și eu, exact. Și acum încerc mai degrabă o chestie cu fotografie de studio, că și fac și fotografie de ceva timp și să vedem ce iese. Dacă nu, nu știu, abar n-am. Dar din scris, scrisul e un hobby pentru cei mai mulți dintre noi care scriem. Adică procentele... Păi cred că ești, scuză-mă că te întreb, cred că ești singurul care dintre scriitorii care au venit la noi la BookLab care spune că se ocupă doar cu asta. Nu, eu nu mi-aduc aminte pe nimeni altcineva. Mă ocup doar cu asta în condițiile în care am economii, adică în condițiile în care mi-am cumpărat timpul ăsta făcând altceva. Dar eu de la noi nu știu pe nimeni să se poată întreține din chestia asta. Adică majoritatea fac ceva pe lângă, nu știu, ori traduc, ori sunt profesori, ori au nu știu ce chestie. Nu cred că face nimeni full-time chestia asta și să-și câștige. Mie mi se pare un pic tragic că publici la o editură, nu știu, top 3 dintr-o țară și nu poți nici măcar minimum pe economie să ai pe lună din cartea respectivă. Mie mi se pare tragic chestia asta. Adică, gen, faci performanță în domeniul tău, dar totuși nu n-ai o șansă reală. Și, na, acum asta e... N-am ce face, doar... Cu puțin noroc, poate că totuși lucrurile o să se schimbe. Stai că a deschis Dumitra. Da, voiam să zic că am citit zilele trecute că în Finlanda se cumpără 1000 de exemplare din cartea de debut a oricărui autor. Cred că se întâmplă și în Norvegia chestia asta, ba chiar în Norvegia statul susține autorii norvegieni. Exact. Dar la noi nu se întâmplă. Cred că și Republica Moldova are un voucher pentru tineri, nu? Diana? Da? Dar văd opinia asta că nu trebuie, statul nu trebuie să susțină scriitorii, că s-ar putea să avem mulți grafomani. Nu știu dacă e chiar așa. Probabil că Finlanda și Norvegia au găsit o soluție de un criteriu de selecție foarte sănătos, că dacă reușesc să facă lucrurile în felul ăsta. Până la urmă, totuși, o editură publică o carte pentru că simte că poate să o și vândă. Adică, totuși, editurile trăiesc ca orice alt business. Trebuie să vândă cărțile respective. Nu știu cine ar vrea să publice o carte pe care nu o simt vandabilă. Nu poți să ignori latura care ține de business într-o editură și să te concentrezi doar pe aia care ține de educație, pentru că lucrurile nu sunt sustenabile în felul ăsta. Dar, apropo de ce ziceați voi, că scriitorii nu se susțin, cred că e valabil și în alte țări, adică inclusiv în America. Eu cred că mari scriitori nu trăiesc doar din vânzarea de carte, trăiesc din toate evenimentele asociate, din turnee, din conferințe, din... Eu cred că, de fapt, tragedia la noi asta e. Că omul se duce către o editură, scoate o carte și se limitează la vânzarea pe care editura o face sau nu o face, pentru că nu toate editurile din România au resurse să susțină turnee de promovare sau să susțină toți scriitorii, să-i pună în întâlniri cu cititorii, să-i facă cunoscuți în felul ăsta. Se pune cartea pe raft și se așteaptă cititorul. It doesn't work like this.
cred că, de fapt, trebuie întreținut tot angrenajul ăsta din spatele poveștii. Uite, Alex acum tocmai are 20 de fani noi, care altfel n-ar fi căutat cartea în librărie pentru că n-ar fi știut că există. E simple as that, mă gândesc. Și cumva cred că trebuie să începem și noi să ne ducem în zona asta în care cititorul, scriitorul să nu mai fie acest zeu absolut sau ilustru necunoscut din spatele unei cărți, ci să meargă, să-și cunoască cititorii, iar editurile să susțină asta. Eu cred că e super necesar ca editurile să susțină genul ăsta de povești. Doamne, cum am ajuns la această discuție? Salvați-mă! Din cauza mea! Cred că Alex, eu m-am plâns prima, el a zis deci... că și-a amanetat apartamentul de acolo, n-am luat. Da. Pe de altă parte, apropo de asta cu demisia, să știi că prima oară e mai greu. După aia, știi cum merge, uite așa. Așa m-am gândit și eu, da. E un sport. Dacă te antrenezi destul... Faci performanță inclusiv pe partea asta. Și la un moment dat ajungi chiar să-ți inventezi jobul în care să te simți bine. Pentru că nu-l găsești în altă parte. Mi s-a părut foarte mișto ce ai zis tu mai devreme legat de faptul că o situație atât de reală și atât de actuală cum e povestea aia cu politica lui Corecnesu și schimbul de replici din ședința asta online este atât de greu de crezut în viața reală încât trebuie să o cosmetizezi. Știți expresia aia cu viața bate cartea în cazul de față. Am ajuns să trăim acest gen de vremuri în care realitatea e mai puțin credibilă decât povestea. E și asta un soi de anomalie pe care cred că merită să o discutăm când e vorba de povești. Citim pentru că e credibil sau citim pentru că primim oglinda asta în față și ne dăm seama că am ajuns să trăim mai absurd decât în Kafka? Sau citim / scriem? Aici mi se pare că e important și cititorul să vină cu tine să-ți dea credit. Adică să nu creadă că ești un idiot care le înflorește. Adică să există o relație de încredere cititor-scriitor și să nu crezi că eu, da, eu le înfloresc. Uite, spre exemplu, m-a întrebat cineva dacă termenii aia cu gender factory, gender sunt inventați. Adică la nivelul ăla de noutate e discursul ăla, da. Și nu sunt inventați, nici Veran Gender, sunt pur și simplu discuții care s-au purtat și se poartă și probabil se vor mai purta. Mi-amintesc în povestea o prietenă care tot așa lucrează pentru o companie din străinătate, că trebuia să-și completeze nu știu ce profil de angajat când le-a făcut ceva conturi online sau whatever. Și ca să poată să-și bifeze genul de female, a trebuit să parcurgă o listă de 100 și ceva de... Și era printre ultimele, adică male-female erau printre ultimele. Până acolo erau numai de ăștia de care zici tu, știi? Și a zis, man, în ce lume trăim? Serios, really? De adevăratele, ai zis. Da, de fapt, întrebarea mea asta era, Alex, cât de conectat ești tu cu cititorul, care e relația ta, cât de mult te interesează ce o să zică cititorul, ce o să creadă cititorul. Trebuie să văd dacă mai am microfonul, unde e pornit. O să înjuri, e. De la un punct am renunțat un pic să mai... Mi se pare că te ajută mai mult să nu fii obsedat de cum citește cititorul, pentru că, în primul rând, aici nu e ca la marketing să ai persona, să ai categorii de oameni și, efectiv, nu poți să știi tu ce înțelege omul, că sunt 1000 de cititori și fiecare are experiența proprie și mie mi se pare nerealist să scrii cu cititorul în minte. Mi se pare realist să editezi.
în așa fel încât pentru orice cititor să fie clar, să fie inteligibil, adică e un nivel de bun simț în relația ta cu cititorul. Dar să ajungi să intuiești cititorul, ce copilărie posibilă ar fi putut avea acest cititor, eu scriu doar pentru oamenii cu copilărie nasoală, pentru oamenii care au lucrat, dacă nu are sens, pentru că nu poți controla la cine ajunge cartea. Poate să ajungă la un copil de 8 ani. Habar n-am ce ar înțelege un copil de 8 ani dacă ar ajunge cartea mea la el. Și mi se pare că, mai ales atunci când scrii, mai ales primul draft, mi se pare că te afectează cel mai. Mi se pare că și aici îl parafrazez un pic pe Cristi Puiu. El zice că cel mai mare defavor pe care poți să-l faci privitorului este intereseze de el. Sună un pic absurd, dar de fapt ce vrea să zică el este că în momentul în care scrii ceva și în momentul în care faci, nu știu, orice tip de artă, vine un moment în care trebuie să fii foarte vulnerabil ca să poți fi autentic. E, în punctul ăla, dacă tu ai mereu cititorul în ceafă, o să te simți inhibat, părerea mea. Și părerea mea că dacă vrei să scrii ceva autentic și cu adevărat vulnerabil, e bine să nu-ți pese de cititor. Până la editare, când, repet, vii cu un fel de bun simț din punctul meu de vedere față de cititor. Dar și pe mine, spre exemplu, ca cititor și ca, nu știu, când privesc filme sau consum artă în general, devine foarte interesant pentru mine când artistul respectiv îmi dă acces la intimitatea proprie. Adică pot să am un dialog intim cu el sau cu ea, în care îmi dă acces la viața interioară. Asta mă interesează foarte mult. Adică poți să-mi zici, nu știu, și o chestie banală, nu știu dacă știi să o faci autentică, vulnerabilă, nu știu, să o faci despre tine. Pe mine cel puțin mă interesează aspectul ăsta. Și din toată concepția asta pe care o am așa în general despre artă, pentru mine nu e important să mă gândesc la cititor când scriu. Și nici realist. Am văzut-o pe Gabriela că și-a deschis camera. Pe Gabriela nu o cunosc. Nu e așa că e prima oară când vii, Gabriela? Așa e, Bine ai venit, mă bucur foarte tare că ești aici. Dacă ți-ai deschis camera, mă gândesc că vrei să ne spui ceva. vreau în primul rând să o salut pe Ioana. Ea m-a invitat aici. Mă Bine ai bucur să o venit! văd. Ne știm de foarte multă vreme, deși n-am mai comunicat. Când Câți ani aveam au trecut? bebeluș. 18 ani. 18 ani. Oh my 18 plus plus, că eram din Plus. perioada în care eram pe un Eram. fel de mămici Ne tubii. rostogoleam burțile împreună acum. Acum nu vă mai permite nici distanța. Tu ești în Timișoara, Gabriela, nu-i așa? Da. Și atunci eram la distanță, dar eram pe un forum. Ah, Și ok. nici n-am știut noi câte afinități avem până am redescoperit recent că avem cumva preocupări comune și citim, scriem, în fine, tot felul de genul. Dar să vorbim despre Alex, că în fond el e subiectul discuției. Am Rămânem pe citit program și vorbim cartea, și despre Ioana, da. cred că a fost prima pe care am citit-o anul ăsta, actually. Am început anul cu ea. Am cumpărat-o pentru că am tot văzut-o, promovat-o și pentru că m-a intrigat titlul. Pentru că am avut și eu un episod de lucrat de acasă în pandemie, dar zicem că nu neapărat din perspectiva sa experiențe personale, cât mai mult am vrut să văd și citesc destul de mult literatură română contemporană și am vrut să văd cum e cartea asta, să încep anul cu ea. Ce vreau să zic, că nici eu nu intru în clubul care am văzut-o moarte în final, ci mai degrabă o asumare, cumva, o rupere, o asumare. Nu mi se părea credibilă ipoteza unei sinucideri, pentru că personajul era prea
tipologia care caută soluții, care are vitalitate, care nu, cumva nu era în filmul ăsta al dramei, sinuciderii, nu. De asta cumva m-a intrigat final și a fost ceva disruptiv și am rămas în neclaritate și n-aș putea zice dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, de fapt, finalul. Da, ceea ce e bine până la final, pentru că te pune pe gânduri și te lasă cumva cu o neclaritate. Ok, mi-a plăcut chestia asta, e bine, așa, ce aș fi făcut eu ca scriitor în locul lui, aș fi terminat așa, aș fi încheiat-o altfel, în fine. E bine că te pune pe gânduri și că lasă niște semne de întrebare. Ce mai vreau să zic? Că mi-a făcut un plan, de fapt, pentru vorbit. Da, mai era o chestie. Mi s-a părut un pic așa că sunt niște schimbări de tonalitate între discursul autentic, unde el povestește inclusiv episodul cu prostituata și așa foarte direct, foarte in your face cumva, și trece apoi la alte chestii unde prezintă niște idei filozofice ale personajului și cumva sunt două tipuri diferite de discurs care uneori mi s-au părut că nu se lipesc bine între ele, sau nu le-am perceput eu ca fiind din același film. Și vreau să-l întreb pe Alex cum a gândit ruperile astea de discurs și de ritm. Care e perspectiva lui asupra tot lucrurile astea? Dacă poți să-mi dai un exemplu privire la ruperile astea de ritm și ce înseamnă discurs filozofic. Nu discurs, că vine cu niște idei așa mai profunde, filozofice, nu mi-am notat, din păcate, citate din carte, dar pot să revin dacă vrei și scriu la ce m-am gândit exact. Are uneori niște gânduri mai profunde, unde devine mai meditativ și alte ori povestirea în sine devine mai brutală, mai directă, mai... Înțeleg ce zici. Mi-e greu să-ți răspund fără un, nu știu, adică fără o analiză atentă pe text, dar pentru mine inserțiile astea legate de viața lui interioară vin doar la anumite momente care mie cel puțin mi se par suficient de încărcate încât să permită un mic gând filozofic. Dar cum am spus, nu poți să te aștepți că cititorul te va citi în lumina aia care o vrei tu. Eu, spre exemplu, am citit acum la început de an Madame Bovary și citeam seara înainte de culcare și mi-am făcut un defavor imens, că citeam 50 minute, adormeam, mi-am dat seama că mă plictisește cartea, de fapt e o carte foarte bună. Și cumva, nu știu, cred că dacă nu ești suficient de încărcat, cât am fost eu, să zic așa, ca scriitor sau ca cititor al propriei cărți, îmi dau seama că s-ar putea să fie destul de greu să vii cu mine pe gândurile alea și să ți se pară ușor că n-am construit până la ele. Asta mi-e greu să controlez, adică... Și sunt chestii care, nu știu, sunt aspecte care pot fi explicate în mare parte prin experiența personală a fiecărui cititor. Iar aici eu nu sunt un tiran al unei experiențe în care pune cartea mea neapărat într-o lumină pozitivă. Adică am și eu atâtea cărți care nu mi-au plăcut și care, despre care am auzit de la multe persoane, băi, ce mișto e cartea asta, știi, dar mie pur și simplu nu mi-a plăcut, au fost multe chestii care mi s-au părut, nu știu, exagerate, etc. Deci... N-am zis că nu mi-a plăcut, a mers bine, da, deci faza aia cu Bubi, aia mi s-a părut și mie foarte funny.
Da. Eu am încercat să nu fiu foarte filozofic, sincer. Eu fiind absolvent de filozofie, adică am încercat să dau, cum să zic, să fiu cât mai puțin filozofic, așa mai sunt. Mai sunt niște mici. Mulțumesc și eu, Raluca. Mersi frumos. Cred că e foarte târziu, nu? Nu, Raluca fiind în Suedia, mai are și alte lucruri de făcut. Nu e de asta. Nu e de asta, dar chiar trebuie să plec și dacă tot n-am citit cartea, nu prea... A, de-aia. Hai mă, că încercam să te scot, de ce nu m-ai lăsat? Păi nu. Cred că și diferența de fus orar e de îndoasele. La tine e mai devreme, așa-i? E mai devreme, da. Deci n-am scuză la faza asta, știi? Mai tare, dacă n-ai vrut să te scot. Da, îi lasă. Data viitoare profit, Liv. Good. V-am pupat pe toți. Mulțumesc. Pa, pa. Pa, noapte bună. Dară faină. Pa. Pa, pa. În schimb, da. Uite, a ridicat Ancuța mâna, că și în Austria e tot mai devreme cu o oră și are chef de vorbă acum. Ia zi-mă. Da, i-am potolit pe ăștia mici, le-am făcut repede de mâncare. Am avut camera închisă și pot să vin să vă povestesc. La mine a ajuns cartea ta, Alex, înainte să o dea Liv în provocare. Am cumpărat-o, cred că la recomandarea lui Remus. Nu sunt sigură, dar cred că el te-a recomandat și am luat-o. Și m-am apucat să o citesc în vacanța de Crăciun. Și trebuie să recunosc, pentru că le-am spus deja fetelor treaba asta, și o să recunosc aici cu toată lumea, primele 20-30 de pagini nu mi-au plăcut și am lăsat-o. Și apoi a venit Liv și a spus, asta este cartea pentru luna ianuarie, și am spus, ok, dacă vine recomandată de Liv, trebuie să o reiau, știi? Și am reluat-o. De recomandarea mea e mai tare decât a lui Boldea, da? Dar rămâne între noi. Da, a venit, cartea ta a venit și după două cărți, după am citit două cărți ale lui Etud la rând și mie îmi place foarte tare Etud și nu știu, eram într-un moment dintre ăsta, am citit primele 20 de pagini și ce asta? Ce nu? Cum să se ducă să facă acel bla bla car sau cred că așa se numește, numai ca să iasă, mi s-a părut puțin credibil și mă rog, am lăsat-o. Evident că i-am dat o nouă șansă pentru că am avut o provocare. Nu mi se întâmplă foarte des, am toate cărțile pe care le dă Liv în provocare și le citesc după ce avem book club-ul și când mă nimeresc să am cartea, nu vreau să pierd ocazia. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut tare, să știi. Mi-a plăcut foarte mult scriitura ta. Mi se pare că ție-s extrem de bine dialogurile. Este o carte plină de dialoguri și mi-au plăcut foarte tare. Au fost foarte, foarte vii. Legat de ce a spus Gabriela un pic mai devreme, că ăla a fost momentul în care am simțit nevoia să intervin, e tocmai faptul că el nu este liniar, că personajul tău nu este liniar și că are momente în care... nu știu, este nesigur pe el, sau momente în care merge în gânduri dintre astea filozofice. Cred că toți avem și părți de toate, adică suntem un cumul cu de toate. Mie tocmai asta mi s-a părut că l-a făcut credibil pe el ca personaj. Ce mi-a mai plăcut foarte tare, ce am remarcat eu, scenele cu scena cu prostituata nu mi s-a părut deloc vulgară. Stai o scenă cu o prostituată și să intri în atât de multe detalii cum ai făcut tu și să nu pară vulgar, da, mi s-a părut șmecher. Nu știu cum altfel să spun. Da, mi s-a părut șmecher. Tema cărții tale, nici la mine în carte nu s-a omorât Adina. A fost cu happy end. Tema cărții cu lucratul de acasă și cu însingurarea. Eu lucrez de acasă de câțiva ani, soțul meu lucrează de acasă de 8 ani de zile pentru o companie americană în primii 5 ani, adică este fix în povestea ta, acum pentru o companie de aici din Austria, dar tot de acasă lucrează.
Pentru noi, lucratul de acasă nu este deloc asociat cu ideea de singurătate, pentru că nu suntem în același moment din viață cum este personajul tău. Noi avem copii, avem relații de prietenie deja formate, de familie. Adică noi nu mai căutăm să mai construim ceva din punctul ăsta de vedere. Ba, dimpotrivă, în primul an de zile când am venit aici, a trebuit să mă angajez. Și neștiind deloc limba germană, eu eram, de fapt, mă simțeam mult mai singură la serviciu decât... Mami? Da, mamă. Eu mai vreau... Ăsta nu s-a săturat. Place așa mult omleta, dar Da, mai... mami, nu știu să gătesc. Lasă-mă 10 minute și vin. Bine, vin imediat. Am Nu-i rămas place. de plină de adevăruri. Da, mami, nu știu să gătesc. Da, i-a făcut o omletă și nu prea îi place, adică... Da, eu mă simțeam mai singură la serviciu pentru că eram printre oameni cu care nu puteam comunica decât m-am simțit vreodată lucrând de acasă, cum o fac în ultimii 3 ani de zile. Asta nu înseamnă că dacă nu este situația mea și a familiei mele, nu este credibil și nu este adevărat, ci pot să înțeleg, adică mi-a plăcut perspectiva asta, cum pentru cineva tânăr lucratul de acasă poate să însemne și... însingurarea asta. Eu cred că însingurarea vine, sau mă rog, nu știu, în cazul nostru vine mai mult din... fapt, nu știu din ce vine, dar cred că relațiile care se leagă între oameni se pot lega, indiferent că lucrăm în online sau că lucrăm, ne vedem în fiecare zi. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. Nu, Da. înțeleg, înțeleg. Înțeleg și sunt de acord, pentru că singurătatea mi se pare că are multe pattern-uri. Adică dacă o studiez ca fenomen psihologic, dar are și multe particularități care țin de persoana respectivă. Evoluționist vorbind, singurătatea se crede că este o senzație fizică care te anunță că nevoile tale sociale nu sunt satisfăcute. Iar asta depinde de fiecare persoană, în parte de percepția fiecarei persoane. Și e foarte interesant că singurătatea asta se simte într-un fel. Adică cam toți știm, adică știm să identificăm, bă, mă simt singur, dar mi se pare foarte greu de pus în cuvinte adică cum se simte singurătatea, da? Faza e că se simte destul de urât, nu știu, cel puțin așa mi se pare că se simte. Și clar, poți să fii, adică una e, că e și propoziția aia din roman, că problema nu e că sunt singur, problema Și e că că mă mă simt simt. singur. Și englezii fac, americanii, englezii, vorbitorii de limba engleză fac distinția asta între alone și lonely. Alone e când ești singur, fizic, într-o încăpere, când nu mai ești înconjurat de alți oameni, și lonely e când te simți singur. Adică tu poți fi la o masă de Crăciun sau la serviciu, cum ai zis, fizic, nu ești alone, dar te poți simți lonely. Și poți fi, nu știu, acasă, alone, dar poate nu te simți singur, nu știu. Adică e și conceptul ăla de solitudine, de singurătate creatoare. E aici și o distinție filozofică mișto, care mi se pare foarte mișto, e solitudinea, singurătatea aia creatoare, e când ești singur împreună cu tine însuți versus ești singur cu tine însuți, care asta e singurătatea aia în care te simți singur, te simți lonely. Și de asta zic că, deși sunt pattern-uri cu privire la singurătate ca fenomen psihologic, mi se pare că depinde foarte tare de persoana respectivă, de singurătate, și nu trebuie să lucrezi de acasă ca să te simți singur. Nu, sunt atâtea chestii. Și totuși nu trebuie să scăpăm din vedere că faptul că contextul social are și el o contribuție, pentru că, uite, în cazul tău, Ancuța, și al familiei tale, are foarte mare faptul că acum lucrați de acasă,
e foarte bine echilibrat de faptul că înainte să lucrați de acasă, ați lucrat într-o companie sau, mă rog, cu niște oameni pe lângă voi, ați avut ocazia să vă conectați, să vă faceți relațiile astea despre care vorbeai tu mai devreme, erau create într-un alt context social. Ori noi acum ne confruntăm cu o realitate nouă în care oamenii socializează altfel, în care, cum să zic, inclusiv, na, ne place sau nu ne place, trebuie să ducem discuția și în zona asta. Faptul că suntem atât de dependenți și atât de conectați la gadgeturi și la rețele sociale virtuale și la tot ce înseamnă online, care ne alterează exercițiul pe care generația asta mai 40 plus n-a trăit-o în felul ăsta, știi? Eu cred că totuși trăim într-o perioadă în care genul ăsta de lucru se simte și se justifică inclusiv în felul ăsta. Ține sigur și de structura individuală, cum zicea Alex, cu siguranță ține și de contextul fizic al fiecăruia dintre noi, dar sunt foarte convinsă că ține și de tendința asta globală de a ne îndrepta spre un alt tip de comportament decât ce am trăit până acum. Iartă-mă, te-au întrerupt, voiai să zici ceva. Da, vreau să spun că pentru noi faptul că a crescut atât de mult partea asta de online a fost salvarea, pentru că noi ne-am mutat aici, știi bine, ne-am mutat imediat după, adică ne-am mutat noi și în 2 luni a venit pandemia. Eram, noi ca familie eram lonely aici, adică eram înconjurați de oameni, dar eram lonely, nu alone. Alex și pe noi ne-a salvat faptul că am putut să păstrăm legătura cu oamenii pe care iubeam și care ne iubeau de acasă. E cu plusuri și cu minusuri. Bună, scuză că vă întrerup, dar eu imediat va trebui să plec. Nici nu știu dacă m-ați pomenit până acum, că eu sunt animalul care lucrează de acasă inclusiv până la ora asta. Cu tot cu animalul din dotare. Și vreau să vă spun 2 cuvinte despre experiența mea. Am are legătură cu pandemia. Eu lucrez online din 2012. Și la mine așa s-a potrivit. Mi-am dat seama după ceva timp, după mult timp, din momentul în care am lucrat de acasă, am început să lucrez din condiții meteorologice, mașină, loc de parcare, iarnă, zăpadă, n-aveam unde să parchez. Și atunci am stabilit că mai bine stau acasă decât să-mi fac mergi când vin acasă cu mașină. Și tot atunci, într-adevăr, ce ai zis, Liv, ai dreptate de modul în care socializează lumea, dar nu știu dacă și cei de vârsta noastră, acum, în ultimii ani. Dar atunci încă se purtau prietenii reali. Și atunci am avut prilejul să o cunosc pe cea mai bună prietenă a mea, așa este acum, care m-a băgat în folcul underground, ca să-i zic așa, nu Baniciu, Vintilă, Socaciu, ăștia mai mici care cântă prin baruri, prin crâșme, prin terase. Și am început să ies cu ei, mi-am format un grup de prieteni și am ajuns la concluzia că eu prefer să socializez cu prietenii, nu cu colegii la birou. Și n-am suferit deloc, cu atât mai puțin în pandemie, eram obișnuită, știu că sunt oameni care au suferit când a început pandemia, că nu-și doreau, că au copii, că n-au copii acasă, care îi deranjează, care nu-i deranjează, știu că sunt, care nu sunt potriviți pentru asta, dar pentru mine mi s-a potrivit mănușă și asta voiam să zic, că e nevoie de prieteni. Nu neapărat de colegi. Am și colegi prieteni, dar intrând în categoria prieteni. Cei care sunt numai colegi, n-am treabă cu ei. Și eu cred că e o diferență substanțială în socializarea online versus socializarea fizică din viața reală, să zic așa. Și dincolo de explicațiile pe care le-aș putea da, mi se pare că am descoperit diferența asta prin experiența mea directă. Prima dată prin eu când lucram pentru americani, o dată sau chiar de 2 ori pe an când aveau ei bani, ne duceam acolo o săptămână. Și când ne duceam în America, când în Canada și era o cu totul altă interacțiune între noi, între colegi, când ne întâlneam. Efectiv, toată lumea simțea nevoia să facă remarca asta. Băi, altceva, zici că... Deci, efectiv, era ceva complet diferit și mi se părea... Nu puteai să nu observi chestia aia atât de
brutală și evidentă, mi se părea. Și a doua chestie, nu știu, mie mi se pare că te încarci altfel de la oameni când sunt în fața ta. Adică, spre exemplu, în actorie, când sunt doi actori în scenă, e important ca fiecare să joace cu celălalt. Că, spre exemplu, actorii începători au tendința, sunt atât de stresați încât își zic replicile și nu mai joacă cu celălalt, nu mai transmit. Și este vitală chestia asta, să faci ping-pongul ăsta, să-i dai celuilalt să-ți dea și el ție. Iar noi, în viața reală, ca să zic așa, ne jucăm pe noi și suntem suficient de relaxați încât să transmitem chestia asta. Și mi se pare destul de evidentă chestia asta, că ne încărcăm unul de la altul când suntem prezenți fizic. Sigur, există o doză și în, spre exemplu, într-un video call pe Facebook mai puțin, adică acolo vezi niște comentarii și cam atât, sau postează cineva. Și mi se pare foarte bună observația asta cu online versus viața reală în privința singurătății, pentru că poți ușor să ai scurte momente în care socializezi foarte mult online și ți se pare că nevoile tale sociale sunt satisfăcute, și apoi vine sâmbătă după amiaza sau duminică seara, că mie astea mi se păreau cele mai crâncene perioade, care frățioare te lovește o singurătate de aia în care că ți-a dat nu știu care like pe Facebook, nu te mai ajută cu nimic, jur. Cred că Magda are mâna sus. Da, Magda e de mult cu mâna sus, dar cred că și ei a plăcut discuția, că de aia n-a intervenit. Da, mi-a plăcut că Alex a început să arate că degeaba a învățat Python și a mai făcut el programare, că și facultatea de filozofie l-a ajutat. Că ne-a dat niște explicații foarte mișto legate de senzația asta de singurătate, și mie mi se pare incredibil că sunt momente în care efectiv așa ieși din corpul tău și ești, nu știu, într-o mulțime de oameni sau înconjurați, nu știu, și ești mai singur ca niciodată. Adică e foarte, are da foarte mișto senzația asta. Dar ce vreau să zic de fapt este că m-am gândit un pic care a fost scena care mi-a plăcut cel mai mult din carte. Și mi se pare că scena cu cel mai mare impact pentru mine a fost aia cu prostituata. Mi se pare genială cum vorbește ea cu da, dragă, da, da, dragă, da, așa. Mi se pare extrem de descriptivă, adică îmi imaginez sânii ei lăsați, imaginez cum, nu știu, nu răspund, e în acțiune, da, exact, și răspunde. Deci pentru mine a fost un moment din ăsta. Deci e ca și cum uitam la un film și râdeam, efectiv râdeam în hohote. Mi se pare o scenă, pe mine cel puțin, m-a impactat și e atât de puternic redată în carte, încât bineînțeles că cartea are, adică subiectul ei și temele cărții sunt altele, dar scena aia e foarte tare. Și aia a fost scena cu care eu am rămas, pentru că e atât de reală și tot cum ai pregătit, cum trebuia să fie, ce zic oamenii pe forum, ce se întâmplă de fapt, deci a fost foarte, foarte tare. Și felicitări pentru scena aia. Eu merci, merci. Încă râd când mă gândesc și mă imaginez. Foarte tare. Deci asta a intrat în categoria degeaba ai învățat Python, că tot la filozofie. Da. Degeaba ai scris un roman, că tot scena aia a fost cea mai bună. Ai scena preferată a multor oameni. Și efectiv la lansare la București, unde veneau și părinții, venea mama, a trebuit să-i zic lui Remus, Boldea. Bă, hai să nu vorbim despre chestia aia, că vine mama, o să mai am lansări, o să vorbesc acolo, lasă. Și ăsta a zis, bă, ok, eu aveam deja câteva glume de pregătite, bă, de treaba asta. Mi-a picat numărul.
Și mă trezesc cu Florin Iaru la un moment dat, la, eu la jumatea... Eu nu-l pregătisem pe Florin. Că băi, Alexia, explică-ne și nouă ce aia girlfriend experience. De parcă el nu știa. Da. Oh my God. Da, ăla e un personaj tot construit în jurul pivotului singurătății. Pentru că practic ce vrea Andrei, el acolo vrea afecțiune, el vrea să iasă din singurătatea lui, el vrea girlfriend experience. Și ea nu îi dă chestia asta. E o scenă dramatică clasică în care A vrea ceva de la B, B nu vrea să-i dea. Bineînțeles, principiul e mult mai îngropat, adică și într-un fel și ea e o altă persoană singură din roman și mi s-a părut, nu că mi-am propus neapărat chestia asta, mi s-a părut fain să pot arăta și faptul că experiența asta, se duce la prostituate, bă, e foarte nașpa, adică nu e cum își imaginează, nu știu, un scriitor sau cine face filme, că nu știu, e o dezlănțuire de simțuri și e totul, e drahat, adică și pentru, e drahat pentru ambele părți. Și, nu e cam Pretty Woman, nu? Să știi că nu mai știu multe detalii din Pretty Woman, îl vedeam pe ProTV când eram mic, dar nu l-am mai văzut de mult, deci nu mai știu. Nu e cam Pretty Woman. Ancuța, Alex cred că e mai tânăr, nu, n-a prins filmul decât când l-au scos ăștia pe... Nu, îl știu, dar îl vedeam cu mama, că aveam un singur televizor și îl vedeam cu ea. Eu am văzut și Salome, am văzut și Clona. Eu de acolo am început să scriu, sau de acolo s-au născut chestiile. Că mama se uita și eu n-aveam ce să fac. Adică era, bă, eu lucrez, eu mă uit la ce vreau, te uiți bine sau te culci, știi? Polit research, it's ok. Da. Dar m-a și prins, adică m-a, Clona, Salome, chiar m-a prins, eram mic și m-a... Da, și m-am prins și Pretty Woman, dar l-am văzut pe ProTV. Când dădeau ei filme, erau reclamele alea de 20 de minute, te rupeau, era un film de o oră jumate și tu vedeai 3 ore, se termina la 12 noapte, ceva de genul. Da, uitai unde s-a întrerupt. Apropo de discuția asta legată de prostituate, și că eu mă pregăteam să spun că a fost o carte care mi-a plăcut foarte tare, în ciuda faptului că nu are nici măcar un personaj simpatic. Pentru că deci niciunul dintre personajele tale nu mi s-au părut simpatice în sensul standard, dar acum îmi dau seama că prostituata asta chiar era simpatică. A stricat toată teoria. Dar dincolo de asta, cred că asta e o discuție pe care putem să stăm foarte multă vreme, pentru că, na, 50 Shades of Loneliness cred că sunt prea puține la număr ca să le terminăm astă seară. Mulțumesc mult de tot, Alex, pentru că ai fost atât de deschis și atât de prietenos și atât de mișto. Nici nu te-am prezentat, nici nu am intrat așa în treabă. Hai, cine vrea să știe cine e Alex, să citească Popătaurul? Eventual să cumpere multe cărți, să le facă cadou ca să ne ajungă omul la credit pentru cartea următoare. A fost foarte mișto să te avem cu noi. Sper să mai vii, că suntem prietenoase și drăguțe și ți-am confirmat că suntem un public cu țintă, da? Știm să dăm feedback corect. Vin cu mare drag numai să mai scriu o carte. Cred că până mai scriu o carte se desfințează clubul, se desfințează. Niciodată. Poți să vii și fără să scrii, să știi. E ok, te primi și așa. Noi avem o regulă la clubul ăsta. Poate să vină oricine, chiar dacă n-a citit cartea. Acum poți să vină și scriitor, chiar dacă n-au scris. Deci e ok, extindem regulile. Ai primit aplauze, nu, n-am văzut exact, dar am văzut niște aplauze pe ecran. Nu, am vrut eu să mai spun ceva înainte să închizi, dacă mă lași. Păi te las, cum să nu te las? Da, a spus Magda care este... Eu mă grăbesc, eu mai pot să stau, deci nu... Cât mă lasă și pe mine șefii mei, mai stau și eu, ăștia mici. A spus
Magda, care a fost scena e preferată și voiam să-ți spun și eu care a fost scena mea preferată, cea noaptea dintre ani. Și mi-a plăcut foarte tare detaliul ăla în care el a văzut că s-a vărsat sticla cu apă, a văzut-o cum curge, a văzut apa cum curge pe covor și a fost atât de resemnat, i-a păsat atât de puțin, mi s-a părut foarte încărcat gestul ăla, mi-a plăcut foarte tare. Și un singur lucru mai spun și vă las, felicitări pentru curajul ăsta de a strânge bănuți și a-ți urma visul. Mi se pare, te admir extrem de tare pentru treaba asta și sper să continui, nu știu. Să ne trimiți un CV, poate te putem ajuta să-ți găsești proiectele pe care le vrei și să continui să scrii. Pentru că, da, cred că o să mai despus. Pentru Alex. Alex, voiam să zic că scena mea preferată este cea de la final în care se aruncă în mare și... cineva moare. E scena ta preferată. Deci chiar e o ipoteză care există, ipoteza sinuciderii. Chiar ține de fiecare în parte ce alegeri face. Adică și eu am făcut alegerea la rândul meu și eu am zis ce am ales. Dar sigur că e o ipoteză aia că se sinucide. Dacă cineva putea să scoată la suprafață această ipoteză, nu putea să fie decât Adina. Nadia și-a deschis și ea camera să ne spună două vorbe. Hai mă, Nadia, zi cu gura, nu zi cu cuvintele, dacă tot ai intrat. Da, cum am scris, am lucrat până acum. Eu lucrez de acasă și pe 21 decembrie am avut Secret Santa. A trebuit să merg la firmă să-mi văd colegele după multe luni și am pierdut întâlnirea. Am parcurs Song of Solomon, dar această carte îmi pare rău, Alex, ce bucurie să ascultăm și să... Da, eu am învățat foarte mult, am fost atentă, dar abia aștept să citesc. Mă apuc mâine. Super. Și cum am scris, îmi place foarte mult titlul. Am găsit sugestia pe pagina Reading is Cool. Da. Cu tot. Felicitări pentru... Cu cititori care au terminat, cu cititori care n-au terminat și cu cititori care nici n-au început. Ai avut reacții din toată gama. Acum știu ce înseamnă cu spoiler la final, că eu spuneam finalul și... Dar aveți nici măcar nu ți-am dat spoiler, Nadia. Ți-am dat două opțiuni și tu acum trebuie să alegi care spune. Da, să văd dacă moare sau nu. O să fii surprinsă. Exact. Și episodul ăla cu prostituata, ăla mă interesează, e cel mai bun, am înțeles. O să lase cineva numărul paginii, dacă vrei cum să sar direct acolo. Bine, guys, mulțumesc încă o dată tare, tare, tare mult. Te pupăm, Alex, bine ai venit la noi. Mulțumesc. Cred că ți-a plăcut și o să mai intri, nu-i așa? Sigur. Dar voi cum vă alegeți cartea? Unde anunțați? Eu, adică cu regret zic că e prima dată când aud. Adică, bine, nu sunt niciun super mare urmăritor al tuturor grupurilor de pe Facebook, dar încerc să mă urmăresc. Dar ăsta pare simpatic. Și nu este, nu prea am auzit, adică nu știam că există. E un grup de Facebook care se numește Reading is Cool The Challenge, o să-ți trimit eu pe mes. Ok, adică știam de podcast, dar nu de book club. E o poveste mai mare, e o comunitate care s-a format în niște ani. Întâlnirile noastre sunt lunare, începând de anul ăsta, până acum ne vedeam de două ori pe lună. Okay. Sunt două provocări pe lună, una pe 1, una pe 15 și ne vedem și vorbim despre cărți și de fiecare dată când avem ocazia să ne vedem și cu scriitorii sau cu oameni care au contribuit la cartea respectivă, traducător, editor, you name it, ne străduim să-i aducem în comunitate pentru că cititorii, știi cum e, nu există scriitor fără cititor și nu există cititor fără cărți care au în spate zeci de oameni și pe care e foarte bine să-i cunoaștem. Stai așa că mai intră cineva. Și una dintre cele două cărți, Alex, pe care ni le dă Liv în fiecare lună, este a unui scriitor român. Ah, super, ce mișto. Mm-hmm.
Foarte fain. Cam așa funcționăm. Îți trimit pe mes link-ul și dacă vrei să intri în comunitate, ești prietenul sigur, nostru. Sigur. Adică vrei, nu vrei tu să intri în comunitate. Că asta e. Acolo e locul tău. Sigur. Cu mare drag. Și avem și întâlniri fizice. Nu e tot nice. Numai în online, da? În București? Deci dacă mai faci pe Taxi Driver și pe Brașov. Ah, ok. În Brașov, în Alba Iulia și începând din martie cu ajutorul Gabrielei și al soțului ei, sperăm și la Timișoara. Nice. Poate la Brașov, sunt ceva mai aproape. Da, la Brașov e foarte aproape. Se ajunge și se întoarce în aceeași zi lejer. Păi, ai timp să ajungi joi. Cum? Ai timp să ajungi până joi. Asta este joi, e bucla bula noi, știi? Ne programăm mai cu grijă, da. Bine, hai, plecați odată, că ia uite cât s-a făcut ceasul. Copiii au terminat omleta și nici măcar nu le-a plăcut. Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc că ați citit. Și pentru interes și pentru discuție. Chiar vă mulțumesc foarte mult. Da, mulțumim că ai scris. O să o citim, zice Diana. Cine n-a avut să o citească, și sigur o să se mai vorbească despre ea în comunitate și o să ajungă la și mai mulți oameni. Mulțumim mult de tot. Vă pup tare și seară frumoasă. Seară bună. Seară bună. Mulțumim, seară bună.